wearing a bikini, going to the pool, non-stop summer songs. Și varietatea de la radio. Turn it up. O face și mai bună. Europa FM. Acum că am învățat despre ce este vara, putem să începem și rațiunea zilei, să ne like pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Salut, Cătălin! Salut, o fi de la căldură, că azi am văzut niște declarații, măi, nene, măi... De la politicienii noștri sau la CTRF? Da, exact. Spectacol a fost. Păi abia aștept să aud, hai că începem imediat. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Păi, să începem de la domnul Klaus Iohannis, propun, care a zis că rezultatul campaniei de vaccinare este un succes. Este. Spune domnul președinte. Am succes, sigur că fiecare îl măsoară în felul său, dar domnul președinte astăzi a avut o luare de poziții referitor la chestiunea asta și ne-a explicat cum vede el lucrurile, adică de ce ar fi un succes, că a fost întrebat de chestiunea asta. Ne-a dat un sfat, ne-a recomandat să ne vaccinăm pentru că circulă mutații mai periculoase, ceea ce în oarecare măsură este adevărat, și să ne ferim astfel de un val 3. Și referitor la succes, domnul Iohannis spune că e cumva un succes. Așa. Pentru că, mă rog, această campanie de vaccinare odată a oprit pandemia în România. Ok, da. Aproape că a oprit-o, da, corect. Și doi la mână, este un succes pentru că cumva, spune el, a încetinit dorința de vaccinare. Deci, vaccinarea pe care am făcut-o încetinind dorința de vaccinare... A, deci asta era planul. Asta era, vaccinăm până când se plictisesc ăștia de vaccinat. Eu nu pot să cred că ai zis așa ceva. Ba da, sunt... Nu pot să cred. Că zic, poate zic eu... Hai să căutăm vocea. Da, caută vocea până când zic eu că zici... Vi se pare că a zis prostii, nu, că și eu am citit de două ori și v-am zis, bă, dar ce-o fi vrut artistul, poetul, să spună? Deci, ai găsit? Da, cred că da. Ia, hai să vedem, de la știri. Avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Virusul evoluează. Vedem că apar tot la o lună, două noi forme ale virusului, mai agresive, care se răspândesc mai ușor. Părerea mea în continuare, părerea mea sinceră, este că fiecare român ar face bine să se vaccineze dacă nu vrea să ajungă la spital. Dar nu mai are dorință. Și e un succes. Neavând dorință, nu o să vaccineze chiar din prima parte a succesului. Poți să mai dai o dată, că totuși... Vrei să mai ascultăm o dată? Nu ești convins nici acum. Prima propoziție, că a trecut foarte repede și poate n-a prins-o lumea. Campania de vaccinare a fost un succes. Noi practic am oprit pandemia. Faptul că avem așa puține cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Avem un succes care cumva... se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Virusul apar tot la o lună, două noi forme ale. Hai să mai ascultăm o dată. Avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Virusul evoluează. Da, e clar. Dar și el s-a gândit, adică a zis un sălun. Băi, fii atent, urmează să zic ceva care va fi absolut memorabil. Despre care vor vorbi doi la Europa FM, narațiunea zilei. Numai doi? E plin internetul. Este tot. Deci a fost un succes bun. Măi, deci a fost. Pentru că... Poți să-l contrazici? Nu, pentru că, într-adevăr, dacă o interpretezi așa, dar știu eu dacă poți să o interpretezi așa, deci... Pentru faptul că lumea nu-și mai dorește un vaccin, înseamnă că a fost un succes. Că dacă nu-și dorește, e succes. Ok, bun, e și asta o abordare. Președintele a avut dreptate de două ori. A fost un succes și nu mai are lumea dorința de a se vaccina. Absolut. Nu poți să-l contrazici. Și le-a pus cap la cap. Exact. Da. Și dacă te uiți pe cifre, ele arată așa. 24% din cetățenii României sunt vaccinați cu cel puțin o doză. Cu ambele doze sunt imunizați acum 4.410.000 de oameni, care reprezintă 22% din populația României. Astăzi, cred, dar să nu fie... astăzi au fost administrate 26.000 de doze, cred că sunt date un pic mai vechi astea. 26.000 de doze în creștere. Deci, cumva, neîndeplinind niciunul dintre targeturile acelea,
26.000 împreună și cu rapel, în sensul ăsta, pentru că ei au fost, noi au fost doar 11.000 și vorbesc de ziua de ieri, 11.367. Deci neîndeplinind niciunul dintre acele ținte, niciuna dintre acele ținte pe care ni le-am propus sau și le-a propus guvernul, 5 milioane și 10 milioane de oameni, ei pot fi considerat succes. Faptul că boala într-adevăr a încetinit din plin în România, da, asta este o veste bună, dar sincer, nu poți să zici chiar orice fără să fii penalizat, adică asta e genul de declarație. Da, bine, sunt convins că n-a vrut să zică treaba asta, da, și a ieșit. Nu, eu cred că fiind campania electorală a domnului Câțu, pe care domnul Iohannis îl vede un favorit la șefia partidului, n-a vrut să-i pună de la înălțimea funcției prezidențiale în cârcă un eșec, că așa ar fi fost. Președintele spune despre campania de vaccinare organizată de guvernul Câțu că este un eșec. Și atunci cum să mai fie președintele PNL? Ziceai că au mai fost declarații trăsinte astăzi? Astăzi, păi de la căldură. Știți că domnul Câțu și domnul Câmpeanu au votat împotriva legii cu educația sexuală. Nu știam, dar... Da, e bine așa de știut, pentru că au votat la un loc cu partidul. Și a s-au întâlnit cu presa răutăcioasă, care i-a întrebat, dar cum... Ce ați făcut? Și domnul Câțu a zis că a greșit cu aplicația din telefon, că a fost o eroare. A, ce tare. Asta e așa? Greu, viață grea, cu telefoane astea în curcă. Da, a fost un succes. Mai bine dădea cartela la un coleg, că ăla sigur nu greșea. Dacă era... Așa? Iar domnul Câmpeanu a fost și mai tare, pentru că el, votând pentru forma care a trecut prin Parlament, educație sanitară, și cea care e nedorită de președintele Iohannis, domnul Câmpeanu, după ce a ieșit votul, s-a apucat și l-a criticat și a zis că e nemulțumit. S-a certat singur sau cum? Da. Știi că a mai făcut asta odată Victor Ponta, când a zis... Da, mi-aduc aminte. A votat deputatul, prim-ministru are altă părere. Ei, așa și... Of, domnule. Da, știu, e o zi mai complicată, dar sunt și 37 de grade, adică... Mă gândeam că s-a lansat aplicația mobilă a CFR Călători, prima aplicație. Nu-l puneți pe domnul Câțu să rezerve bilete, că... Am auzit de ea la deștept. Nu o să ajunge și încăieri, dacă... I-am auzit pe băieți vorbind. Da, o să-i ascultăm din nou. O zi specială. Da, ascultați-i, că e important. Hai să încheiem rațiunea zilei de astăzi cu... Avem un succes care cumva... se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Virusul evoluează. Cătălin Striblea, mulțumim. Iohannis. Radioul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.